Salut, sunt la standul Intel de la MVC Barcelona 2015 și în fața mea este o tabletă Yola, de fapt tableta Yola, Yola Tablet. Câteva din specificațiile sale, vine cu un display IPS de 7.85 cu rezoluție 2048x536 pixeli, incorporează un procesor Intel quad-core la 1.8 GHz, vine cu 2 GB memorie RAM, 32 GB spațiu stocare și slot pentru microSD până la 32 GB, rulează Sailfish OS în versiunea 2.0, are Wi-Fi ABGN, este dual band Wi-Fi hotspot Bluetooth 4.0, cameră principală de 5 megapixel cu autofocus, cameră frontală de 2 megapixel, baterie de 4300 mAh, 384 de grame și 8.3 mm grosime la un preț de $200. Sailfish OS, știți că pe acest sistem de operare puteți pune și aplicația Android. Mă rog, nu direct din Play Store, ci puteți instala magazin de aplicații third party, gen One Mobile Market și să vă aduceți aplicațiile aici. Față de telefonul, eu la tablet, la prima vedere se mișcă ceva mai bine. Nu sunt încă obișnuit cu acest sistem de operare, mai ales că acum e versiunea 2.0. Încerc să învăț așa câteva lucruri. În ce privește tableta în sine, în partea superioară niciun element de conectare, în lateral dreapta se află portul micro USB și slotul pentru cardul micro SD de până la 32 GB. La bază niciun element de conectivitate, în lateral dreapta jack-ul de 3.5 mm, butonul de power și reglarea volumului. Display-ul este ok, îmi place. Încerc totuși să mă descurc interfața asta. Mie, sincer vă spun, Sailfish OS nu mi s-a părut a fi cel mai intuitiv sistem de operare cu putință. Este complet diferit de ce știm pe Android sau pe iOS. Ok, am intrat în meniu cu aplicații. Browserul. Observați că ia un timp până deschide browserul. Chiar mai mult timp. Acestea sunt aplicațiile preinstalate. Ok, mă încurc aici. În fine, cam asta e eu la tablet, Sailfish OS, primele, să zic, impresii. Nu știu dacă tableta va ajunge la noi în țară. E un produs interesant pentru $200, dar e fost și mai interesant dacă rula un Android în stadiu nativ, dar probabil că așa nu mai avea niciun farmec. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai bună, la revedere!